Salut! Suntem în data de 10 decembrie, sunt 5 grade afară cu plus, deci putem lucra la plantele noastre. Atâta timp cât sunt temperaturi pozitive, putem lucra. Astăzi vreau să fac o lucrare de toaletare, de tăiere a unei plante pe care o găsim în majoritatea grădinilor noastre. Este vorba de caprifoi sau mâna Maicii Domnului. Eu am 4 astfel de plante în curte, am plasate prin fața casei și vreau să le tund, pentru ca în primăvară să se poată dezvolta mult mai frumos, mult mai bine. Așa că este nevoie să facem o tăiere de iarnă. Haideți să trecem la lucru. Și așa se prezintă caprifoiul nostru, mâna Maicii Domnului, după tăiere. Ce am făcut? Am tăiat lăstarii crescuți de anul trecut, acolo unde am întâlnit un mugure, deci un punct de ramificație. Dacă avem 1-2 muguri, aceștia sunt suficienți pentru ca în primăvară să crească din nou, fără probleme, noi lăstari. Noi lăstari care vor înflori și ne vor asigura o plantă frumoasă. Am lăsat în partea superioară un lăstar mai lung, pentru că doresc prelungirea acesteia. Trecem în continuare la următoarea plantă. Am tăiat toate părțile uscate și toți lujerii prea lungi, pentru că avem nevoie de lăstari noi, de muguri noi, care în primăvară să formeze noi părți aeriene. Planta se va regenera foarte bine și fără niciun fel de riscuri. Atâta timp cât îi lăsați un mugure din care să răsară noi lăstari, nu este nicio problemă. Puteți tăia fără frică. Eu am să continui lucrările de tăiere, pentru că mai am încă 2 plante, una aici în față și una în spate. Am să vă arăt doar rezultatul, pentru ca filmarea să nu fie prea lungă și plictisitoare. Gata, am finalizat lucrarea și la această plantă de caprifoi. Așa arată după tăiere.